Bună ziua, prieteni! Prieteni, astăzi am revenit-o cu sărmăluțele mele. Le-am pus să fiarbă. Dar le-am pus să fiarbă afară, la pirostiile mele astea pe butelie. Că am zis să nu le mai pun în casă, a zis și soacră mea că o să facă aburi. Și... o să-și rupt un pic că mă suna mama. Mi-a zis de Nemișu, Nemișu nu știu ce s-a întâmplat cu el. A băut ce-a făcut și... acum nu știu unde e. E la ea acolo, dorme la ea. Am pus... sărmăluțele afară, aici frumos. La foc lent. Și... patroana prietenii a plecat să vină acasă. E pe drum, vine cu Alin. I-a făcut focul în cameră frumos, să fie căldură când o veni acasă. După cum se vede, afară e foarte, foarte frig. Am înghețat cât am făcut țăplișoare, am făcut pe aici ce a trebuit. Soacra mea a măturat un pic pe curte, am făcut curățenie. Și a făcut ea o ciorbă de cartofi azi dimineață și eu am pus sarmalele la foc să fiarbă. Numai bine că o să fiarbă până când vine patroana. Am cumpărat pasta de bulion din asta mică la cutiuță, așa că asta e bună, e dulce. Și am să pun acum. Uitați, fierb. Am îmbolnăvit vecinii acum cu mirosul. A venit rândul să-i îmbolnăvesc și eu cu mirosul de la sarmale. Mai mult la foc în bucătărie, să fie căldură. Am să fac și mămăligă cu lângă sarmale și o să cumpăr și smântână. Am uitat să pun și o ardei uscat. Până acum. Am să le spăl un pic. Trebuia să pun de aseară, dar am uitat. Trebuia să pun de acolo, de afară, la cinele. Nemișul a plecat astăzi, nu ne mai ocupăm de lemne. Să găsesc alt om, că nu mai poate nici Nemișul să facă. Mai bine așa, să le sparg și să le duc în spate. Am să tăiem și noi porci și stau lemnele în mijlocul curții. Prieteni, atunci până fierb sarmalele, mai revenim. Da, bine. Uite, sunt pe foc, patroană. Pepiță, mi-a pepiță. Cordonul ieșit de... Uite cum am venit de la Pitești. Auzi? Ai venit de la Pitești cu cordonul ieșit pe afară? Da, mamă, da. Da, mamă. Au, luminița, au, mi-e reador. Și tu, Anca, și tu, cum mi-e reador de voi. Hai. Mă, patroan, ai venit cu cordonul ieșit? Uite. Ia vine una bebiță. Bă, e reador de mine. Așa umblă. Cobani. Și tu mă pui pe așa, cu bani pe așa.
Hai, da, mine, ba. A pregătit mașina tot. Hai, da, te luăm foc. Vino și te iau în brațe, mă. Hai, da, le. Fericire mare, am luat și lemne. Ai luat lemne, le-ai tăiat, le-ai făcut. Uite acolo, dacă nu vrei să vezi. Mamă. Vine, pun filmarea. Ce filmare? Auzi, ai văzut cum ai adus-o pe patru mai de la Pitești? Cum? Cu cordonul atârnat după mașină. Nu cred. Serios? Aia s-a auzit pe drum. Da. Serios Adine, vorbesc. Adine, acum să-ți arăt eu mai peste o jumătate de oră ce înseamnă. Hai să văd cine-i patroana de la Strehaia. Să vedem cine-i patroana. Unde-i porcul? Unde-i Aline porcul? Hai, hai. Ia să ne uităm și la sarmale. Eu nu credem că ajunge patroana așa repede. Sunt la mine, patroană! Hai că vin! Vai, ce fac, nu sarmalele, gata! Bine, nu se mai fermă. Aline, ai rămas pe mașina mea acum! Da! Păi de ce nu iei pe-a lui mama și o iei pe-a mea, că n-am motorină? Ai pană! Vezi și pană! Vrea ne-ai bebiță, s-o vadă. Hai! Bă, cum să vindeți mașina? Da, e s-o vindem. Bă, de ce uși pe aici? De ce pe acolo? Papuci, da, sunt Leroy de la Cutunița. Deci a vrea, așa vrea Alin, să-mi vândă mașina, auză, ne-ai bebiță, să ia porc. Ia uite că Alin și mașina lui domnul. Și ce facem cu bucătarul? Planul sau ce facem? Planul, da. Cu asta luăm mașina. Cu adunatul am recăit. E porcul. Gata, prieteni. Gata, prieteni. O avem din nou pe patrona lângă Sobiță. Am venit lângă Sobiță, m-a dus lumina aici, ce drept aici ai. E căldură lângă Sobiță. Că Sobiță e căldură. Dar i-am luat doi porți, prieteni. Numai că nu mai discut dacă te scurt. Prieteni, i-am luat lumina e viață la acum că am luat doi porți. Da, i-a luat și geacă roșie. Și am luat... De ce? Păi și al lui Alin i-a luat, uitați și geaca lui Alin. Că le-a luat pe datorie. E frumos. Pe datorie le ia omul mâinile pe voi. Da, îi dai o bani. Da, i-a luat și lui soacră mea una. Nu stai și-o tu. Îi dă omul mâine după bani. Adu-o omul. Dăm bani în februarie. Patrona le-a luat geci la toate și lui soacră mea. Prietenii le-am luat geci la toate. Le-am luat doi porci, a curând de lumina în viață la Anca, nu da, mai sunt supărate. Da, patru, avem ce mânca acum. Acum nu mai sunt supărate. Lângă Crăciune mai au un porc și o viță. Da, gata. Ca să nu ducă rabdă în urorile, că a dus destul când am fost eu acasă. Și i-am dat doi galbeni, am luat împrumut și eu doi galbeni și le-am dat. Iar a întors-o, patrona. Păi și mie nu mi-a luat nimic, patrona. Ba da, mă. Da, așa a luat și lumina, dar bă, eu și soacră mea suntem la un fel. De ce? Păi nu eu. Că nu e neagră și de unde ba, e? Ba, e frumoasă. O brezată, auzi? Doamna, uite, e nouă. Nu i-am, n-am probat-o eu. E prea roșie. Bă, e frumoasă, mamă. E frumoasă, se pătează imediat să vede că... Bă, dar ce, o iei prin bucătărie? Acum poate, eu știu. Păi ai prin bucătărie, nu care le vei. Cadou la cineva dacă... Păi ia, o merge. Cadou, cadou. Ia, merge, merge. Păi nu-i să dau cadou. Ia, merge. Uite, Alina a luat-o deja pe-a lui. Miroase a porc, a mea deja. Cum zi, miroase a porc? Păi mi-e frig. Păi și eu am luat-o pe mea la porc. Păi nu-i alta de vechi, e indulap multe. Nu iau vechi. De ce? Nu mai folosesc lucruri vechi. A, a venit bucătarul, nu arăta pe mine. Bucătare! Pitul-o, Barda, pitul-o! Lăsa-l! Bucătare! Pănele, tu ești bucătarul nostru. Te așteptăm să ne pregătești toate bunătățile din porci, Pănele. Gata, patrona schimba bucătarul. Gata, simbară, mâine luăm altul care a fost făcut specialitatea în Germania, pe Milka, să pregătească cârnați și tartaboși. Serios, patron? Da. Ce-i acolo? Un par de vin la patroană, vin bucătarul și... Nu, un par de vin la patroană, vin, vin. Vin alb, ce-i ăsta? Vin, vin de la patroană, e mare. O, gata. Noroc, să mai tai porci. Bravo. Ia, mamă, să te văd. Mamă, ia-o ca să fim alemândouă la un fel. Nu-mi place roșie. Mie îmi place roșul ăsta. Mai am una roșie, mai am una, nu-ți-o știu. Hai, dar mai am una roșie.
Vreau că e frumos asta, doar când mergi la undeva. Nu. Nu, nu se porci, nu vine un țigar de-al vostru în dubă, îi rută picioarele bune. La cine? Nu pot să mă închid acolo. La Paulică. Și cam strâmtă. Și acolo te-ai spus. E ca mică, Aline. Cum e mică? Uite aici. Mamă, păi și alaltă. Alaltă, alaltă care i-a făcut un urs o geacă groasă și zice că să-mi iau un urs. Păi i-am luat eu geacă la ursul groasă. O ursul n-are geacă, mi-au mie. I-am luat eu la ursul, nu știu atunci. Acum vreau una alta mai lungă, tot de asta. Păi schimb lumina. Dacă asta e mai mică, mi-o dai mie pe asta și pe alta. Aici e mică. Vedem la mărim. Nu-mi place, dacă era neagră, da. Dar unde facem noi analiza la porc la ora asta? Eu fac. Mâncăm fără analiză, patron? Dar nu mâncăm azi noapte, mâine mâncăm. Eu nu am bagaje. Păi știu și dacă... Patron, porcii sunt gata la 12 și poți să mănânci. Păi nu de asta, Aline, n-am mâncat la 8 să la anunț, mă duc la poartă să nu doarmă. Hai du-te, până îți dai bătaie. Iau numărul. Lasă că dăm bătaie, avem timp, pânele. Spui că sunt ele de la armata, amândoi. Catani. Ia să o duci în casă. O duc. Că nu sunt sigur. Butelia șefă, trebuie că cea mai e butelia afară, plină. Bă, ascultă, dă-mi doi o dată. Ia-o și pe aia, ia-o. Cu alemă doi o dată? Ca să terminăm, nu? Ia-o, are cheie la aia, desu și pe aia. Facem un like la prietenii voștri. Facem un like, facem porcii șoric pe TikTok. Da, dar să faci și șoric cu subțire. Să fie subțire, da. Șoric. Depinde de porci. Cum vrea socul meu. Depinde de porci. Să faci șoricul cum cerea de porci. Pune porci și pe masă. Pune pe masă, face pe masă porci. Da. Masă. Poate masă afară, facem un live. N-avem masă afară. Nina. Cheia la mașină, mă duc la un canaliză să-l anunț. Cheia de la mașina ta, uite, nu-i colo aia. Mare numărul bogat. Păi de ce nu zici? Stai. Mai mă duceam degeaba. Hai să luăm ălea, vă lasă după aia. Grătarii, unde e grătarii? E aici la mine. Două butelii. Grătarul e în spate, atât mai trebuie. Ai doar în ele. Ceasul iau grătarii și care are unde e grătarul. Am scos eu oarele grătarul mai, atât. Am scos postăvile, am scos tot. Dar n-au ăștia tot cheie. Ai cu cheie butelii. Nu avem cheie, cum să n-avem o cheie? Era pe afară. Iată-o, mi-a mișu. Cu care e grătarul? O frică la grătarul în spate. Bun, prieteni, atunci revenim mai târziu sau mâine cu porcii. Noi vă dorim o noapte plăcută. Și ne vedem mâine cu porcul. Nu-i așa, patroană? Mâine. Porcii noaptea. Noi așa bate pe fiecare an, tăiem porcii noaptea. Da, patroană e numai noaptea, da. Noaptea. De ce, patroană? Așa-i bine, să n-avem o stabil mult. Patroana, și de ce tăie noaptea? Să nu mai cheme... Să nu mai cheme oamenii la pomana porcului. Să mă da, mă. Bun, prieten, pa, pa.